ruga că privind spre acest om, privind spre Saul, privind spre ceea ce s-a întâmplat la Antiohia și privind spre noi, în bună măsură, dacă ne propunem să ascultăm tot ceea ce s-a spus și este foarte bine, ne apucă descurajarea. Și a spune că a fi creștin înseamnă a fi plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De această persoană de autoritate care să facă vie credința, care să facă vie, să facă viu harul în noi, ascultarea, dedicarea, slujirea. A fi creștin înseamnă a fi plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Avem o problemă aici. Și uitați-vă la viața noastră și la neputințele noastre, să ne ajute Dumnezeu să ne traducă ce înseamnă în viața noastră personală a fi plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Noi suntem plini de firea noastră, de religia noastră, de rutina noastră, de egoismul nostru și lista nu s-ar mai putea termina. De aceea nu este o mustrare ce spun, ci o încurajare. Barnaba a fost în stare de a fi nu doar un om de bine, ci un om plin de Duhul Sfânt și aș mai remarca ceva, și de credință. Și se pare că în Faptele Apostolilor aceste două cuvinte, unul lângă altul, parcă sunt complementare. Poți să crezi dacă trăiești această plinătate a Duhului Sfânt. Și dovada că ești plin de Duhul Sfânt este dovada că trăiești prin credința în Cuvântul lui Dumnezeu, în Harul lui Dumnezeu, în Domnul Iisus, această autoritate care ne transportă în realitatea lui Dumnezeu. Aș remarca iarăși un lucru practic, scurt de tot. Omul acesta este trimis de biserica din Ierusalim la Antiohia și uită să se mai întoarcă. Ascultă de frați și în același timp ascultă de călăuzire. Și în loc să o ia înapoi spre Ierusalim, se duce la Tars ca să-l caute pe Saul. Apropo de călăuzire, apropo de autoritatea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, și-l cheamă pe Saul, pentru că, și apropo de un om de bine, în loc să zică, acum e vremea mea, eu sunt Barnaba, câtă smerenie să înțeleagă că Saul pe care îl ia de la Tars este omul cheie, omul potrivit, omul care are darul învățăturii, omul care este acela care va duce această lucrare misionară împreună cu Barnaba pentru un timp și apoi mai departe. Este nevoie nu neapărat de Pavel, poate nu avem, să dea Dumnezeu să ridice oameni de o asemenea anvergură, dar este nevoie de oameni ca Barnaba, oameni de bine, care știu să promoveze sau să ajute sau să lanseze pe aceia care sunt oamenii care să ducă mărturia mai departe. Și noi ca biserică, o aplicație practică, suntem în criză, avem nevoie de lumină, de călăuzire și primul cuvânt pe care îl repet, l-au spus mai înainte frații, este să fii de bine, să fii bine intenționat. Este primul pas, este caracterul minim, este pasul minim, să fii bine intenționat și să nu vă grăbiți. Suntem foarte rău intenționați, nu puțin dintre noi. Apoi să fii plin de Duhul Sfânt? V-ați imagina un om rău intenționat să fie plin de Duhul Sfânt? Niciodată! Bine intenționat. Și Domnul zice, oh, zice, îmi place. Zice, ăsta e, lucrez cu materialul acesta. Plin de Duhul Sfânt și de credință. Dar timpul a trecut, nu vă supărați, mie personal mi-a folosit tot ce s-a spus, poate și dumneavoastră. Aș vrea să remarc că ne despărțim acum de Faptele Apostolilor. Frații au hotărât, pentru că au fost semnale, vrem viața de familie, vorbiți-ne despre viața de familie. Și de data viitoare se va începe un ciclu de 2 luni sau de 3 luni despre viața de familie, să ne apucăm să ne rugăm că acolo o să fim iarăși foarte buni teoreticieni, să dea Domnul să fim și practicieni. Și pentru că este această nevoie, să ne rugăm Domnului ca începând de data viitoare, poate aprilie, poate mai, poate iunie, să putem parcurge câte ceva din Cartea Sfântă despre viața de familie și cred că pe tineri interesează treaba aceasta
și ne va trebui îndurare de la Domnul. Deci cu capitolul 12 o să urmăm mai departe. Mulțumim fraților care ne-au hrănit, eu personal mi-am notat, nu știu dacă și dumneavoastră,